Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți că un mare baraj de la noi din țară, la Roșia Montană, stă să se rupă, Doamne ferește, iar ISU face eforturi să-l golească înainte ca apa să se prăvălească peste oameni. De câteva zile e știrea asta la televizoare și de atunci imaginile care probabil se vor întipări în memorie. Care imagini, sunt sigur că le știți, alea în care câțiva cetățeni verifică cu o creangă fisura apărută și sondează cu ajutorul ei rezistența barajului sau ce făceau ei acolo, că nu știm exact, dar momentul lasă loc de interpretări și de bancuri, evident. Dar ridică și semne de întrebare, firești în orice societate. De altfel, nu e prima dată când o creangă este folosită ca să dreagă lucrurile. Dacă vă amintiți, în 2010, un tren în care se afla ministrul transporturilor de la data respectivă, doamna Boagiu, a fost reparat cu ajutorul unei crenguțe care a înfundat o conductă spartă. Imaginile au făcut în conjurul României, dar măcar pentru călătoria aceea, reparația a ținut. De altfel, România este o țară unde norocul sau ghinionul face parte de multe ori din destin. Ne bazăm de multe ori mai mult pe experiența pe asta decât pe experiența celor care fac construcții sau pe seriozitatea acestora, să spunem, și nu ne bazăm deloc nici pe capacitatea statului de a găsi și de a îndrepta răul. Vreți exemple? Iată, un bărbat a fost omorât de o piatră într-un defileu despre care nu știm dacă a fost securizat bine sau nu. Autoritățile ne-au spus că e vorba de ghinion, dar acum întind plase ca evenimentul să nu se mai repete. Săracul om a murit însă, iar eu vă rog să vă gândiți ce s-ar fi întâmplat dacă nu era o mașină mică sau un autocar. Cu câteva luni în urmă, mașinile de pe un pod au căzut cu tot cu pod în Neamț. Știți bine, oare câte poduri mai sunt în situația asta? Numai ce v-am spus de unul dintre ele chiar acum, la începutul emisiunii. Dar pun mâna în foc că, dincolo de astea, mulți dintre voi se întreabă cum sunt construite blocurile ultimilor ani în România. Răspund ele bine la un cutremur? Sunt respectate toate normele necesare sau, Doamne ferește, se poate întâmpla ceva? Dar cum arată căile ferate? Unde sunt punctele slabe? Și, după colectiv, câte lecții am învățat, oare? Și încă ceva. De luni de zile se vorbește de posibilitatea unui atac nuclear, sau altfel de atac, în Europa de Est, în Ucraina, Doamne ferește să fie la noi. Știți și de posibilitatea unui război asimetric. Și stăteam să mă întreb astăzi, vorbeam cu colegii, băi, oameni buni, dar știți unde e adăpostul familiei voastre? Adică, dacă s-ar întâmpla acum, știți unde să vă duceți cu familia, da? Ce faceți în caz de război și de atac? Poate și asta e o discuție de purtat. Așadar, 0372069599. Îl repet, 0372069599. Unde credeți că este cel mai probabil dezastru în România în viitor? Baraje, blocuri în caz de cutremur, incendii în colectivități, căi ferate, povestiți-ne ce vedeți voi la fața locului. Și cât de posibil e un astfel de dezastru? Câtă încredere aveți în autorități când vine vorba de chestiunea asta? Și da, o să am ocazia să vă întreb dacă voi și familia voastră sunteți pregătiți într-un fel pentru lucrurile astea. 0372069599, emisiunea noastră e și pe Facebook, dar la telefon la Europa FM, primul care vorbește este Adi. Salutare, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Trebuie spus în primul rând că a expirat de mult perioada de garanție la marea majoritate a infrastructurii în general, rutier, feroviar, educațional, de sănătate, și nu există nicio strategie în totul se face haotic. Și pe de altă parte trebuie să vedem că capacitatea administrativă scade. Da, deci birocrația crește de la an la an, se angajează de la an la an noi personaje care n-au nicio legătură cu domeniul lor, și în loc să fie mai suplă
administrația și mai eficientă, se întâmplă exact opusul. Acum, cât privește probabilitatea, cred că cel mai mare risc, nu doar pentru că eu conduc foarte mult, dar cele mai mari solicitări sunt probabil pe infrastructura rutieră. Deci, cu siguranță, aici se vor mai întâmpla. Probabil că sunt mii de poduri care sunt construite de 10 sau de peste 100 de ani și de care nu are nimeni treabă. Nu există nici acea întreținere de bază, adică niște chestii elementare, foarte ieftine, preventive. Nu ar fi să cureți niște scurgeri, să nu se colmateze, ca să nu înghețe, să nu se infiltreze apa, nu se fac. Hai că-ți dau un exemplu, fii atent. L-am primit aici, pe WhatsApp, la 0728-3132. Podul de la Girov, din Neamț, s-a muncit mult. Au schimbat indicatorul rutier care interzicea 15 tone cu unul care interzice 6,5 tone. 7,5 tone. Atât s-a lucrat în ultimii ani. Dom'le, zic că e un pas înainte, nu? Da, e băgarea mizeriei sub preș. Așa, foarte clar, da. Da, deci companiile, dacă luăm orice companie, de exemplu compania de autostrăzi, vedem acolo că sunt mii de angajați din care toți sunt conectați, prietenul nu știu care, finul nu știu care și ingineri constructori, nu știu dacă sunt câțiva zeci din 6.000 ingineri constructori, cred că nu mai sunt pe nicăieri, dragul meu, aia e o mare problemă aici, deci, în România. Trebuie să vedem cineva să cum facem să creștem capacitatea administrativă și asta o face prin reducerea drastică a personalului, pentru că 60-70% din orice personal, din orice primărie, cu excepția unor localități mai mari, este inutil, se poate digitaliza și cu același fond de salarii putem să profesionalizăm, putem să mărim salariile celor și putem să creștem capacitatea administrativă, da. Ți-ai făcut un plan cu familia ta? Ți-ai făcut un plan cu familia ta în caz de orice? Zic, adică discutați sau faceți ceva? Da, avem într-un colț al blocului unde ne întâlnim și avem un rucsac, am eu un rucsac. Serios, vorbește? Da? Da, care are în el o lanternă, niște baterii, 2-3 sticle de apă, am câteva conserve și 4 folii de supraviețuire, că suntem 4 persoane. Serios? Da, da, uite ce... Da, chiar l-am acolo. Sper să și pot ajunge la el în caz de ceva. E pe terasă la mine, sper să și ajung la el în caz de ceva. Oricum, mi se pare extraordinar că te-ai gândit și ăsta ar trebui să fie un mesaj pentru toată lumea care ne ascultă, pentru că nici nu știi ce ar putea să urmeze. Și atenție, Adi, nu e scopul meu astăzi să vă zic să vă înspăimânt. Adică n-aș vrea să înțeleagă chestiunea asta, dar... E un lucru de prevenție, adică mi se pare că într-o țară normală asta trebuie, exact, trebuie să faci, sau o țară care aspiră cât de cât la... Și la nivel de individ, dar trebuie să nu ne mai facem cruce și să zicem, Doamne ajută, să acționăm preventiv, nu ca un pompier doar după ce se întâmplă. Să facem lucrurile astea, să, nu știu, să ne facem asigurări de viață, să investim în sănătatea noastră, să nu mai așteptăm când apare problema. Și bineînțeles, la autorități nu există prevenție. Maxim atitudine de pompier, adică atunci când arde intervenim. Dar pe mine nu mă... Că asta problemele le știm cu toții. Mă deranjează că nu apar soluții și oameni care sunt cu soluții sunt dați la o parte în favoarea unor politruci incompetenți, din păcate. Da, mulțumesc tare mult. Ne spune cineva pe Facebook, acum câțiva ani a venit un document la una dintre primăriile din Bucovina de Nord, corect mi-aduc aminte întâmplarea, prin care primăria era informată de către firma austriacă, una care îi construise podul, că în perioada austro-ungară, atenție, că podul construit în perioada aceea a ieșit din perioada de garanție, a ieșit din 100 de ani de garanție și probabil că oamenii au zis, fiți atenți că venim aici să vă reparăm, trebuie să facem treaba asta. Vă chem astăzi la 0372069599 să ne spuneți două lucruri. Odată, unde e probabil să aibă loc un dezastru? Unde trebuie, de fapt, să intervină autoritățile din România cu prioritate? Aș vrea să știu asta de la voi. Și doi la mână, cum e pregătită familia voastră pentru astfel de situație? Ne spune Gabriela Pop, și barajul de la Colibița are nevoie urgentă de reparații, dar bineînțeles că deocamdată nu a avut nimeni curajul să ia o astfel de hotărâre, pentru că afectează turismul. Bună observație! Florin, salutare! Bună ziua! M-auziți? Te ascultăm! Da!
Eu sunt din Năvodari. Am stat în Constanța înainte și m-am mutat în Năvodari. Cu mult timp în urmă am lucrat în Germania în construcții. Zidar, am făcut și puțin arhitectură, am făcut acolo lucrurile cum lucrează. Ce am observat eu, cu mulți ani în urmă am observat, eu mă prind cu cățelul pe plajă și am observat și construcții, am văzut cum se construiesc. Știți, Mamaia Nord, Mamaia Năvodari, despre ce vorbesc. Da, 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 știu. Acum a apărut un oraș. Acolo este o problemă enormă. Cei care au dat autorizațiile cred că nu realizează ce se va întâmpla la următorul cutremur, că va veni. Închipuiți-vă. Acolo a fost o groapă de gunoi plină de humă. Eu înțeleg că construcțiile au înaintat în... au evoluat. Dar problema e că sunt una lângă alta, foarte aproape de ele. Închipuiți-vă pânza freatică la un cutremur. Ce se va întâmpla acolo? Va fi o catastrofă. Și mă înțelegeți ce vă spun? Înțeleg, înțeleg și te ascult cu atenție. Da, exact asta vreau să vă zic. Eu m-am uitat și am observat lucruri care nu sunt legale, dar ce aș putea să fac eu ca un om de rând? Poți să sesizezi Inspectoratul de Stat în construcții, nu? Că aia nu, păi dacă mă duc acolo să fac o sesizare, așa, mi se dă un șut în fund. De ce? Pentru că nu am relații în acel domeniu și dacă aș fi avut relații, poate că ar fi fost o șansă. Plus că, haideți să vă mai zic ceva, au făcut promenada aceea, știți de promenada, da, din Năvodari spre Constanța, promenada. Mm-hmm. Da. Au investit niște materiale care nu și-au rostul, plus lămpile care sunt puse acolo nu și-au rostul. Dar bine, asta nu intră în tema noastră de discuție. Ce vreau să vă spun, construcțiile în Mamaia Nord, Mamaia Sat, nu sunt sănătoase, dacă mă înțelegeți ce vreau să vă zic. Da. Cum v-am spus, am experiență în domeniul construcțiilor și ce am văzut acolo mă îngrozește. Plus că am văzut când s-au ridicat construcții de la sol. Am văzut că s-a construit pe o... Nu cumva... A aruncat niște piatre pe o pânză freatică fără să pună stâlpi în teresament. Vă dați seama, zici, la un cutremur de 3,5 grade pe scara Richter, dacă s-ar întâmpla aici la noi, în zona asta... Va fi o catastrofă, vă zic numai 3,5, să nu știu eu, Doamne, ferește. Mulțumesc tare mult. Știi unde am eu o speranță în toată povestea asta? Am o speranță în povestea asta în faptul că mulți dintre, bănuiesc eu că majoritatea dintre ingineri, dintre structuriști, nu ar semna ca primarul, pentru că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, te duci direct la pușcărie. Și eu încă mai cred și în responsabilitatea acestei nații. Adică intuiesc că în foarte multe locuri este cum spui tu, dar speranța mea este că nu în toate. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Referitor la dezastre, vă dau un exemplu chiar de aici din București. Ne spune cineva pe WhatsApp. Pasajul de la metrou de la Unirii, pasajul care face legătura între cele două stații, este îngrozitor, îngust și foarte aglomerat. Aproape mereu oamenii merg lipiți unul de celălalt. Abia respiră. Mă întreb în caz de incendiu ce s-ar putea întâmpla. Excelent observație. Așa e și o senzație de claustrofobie mereu în pasajul acela. Sper că toate lucrurile la metrou să meargă, să fie în regulă. Bună ziua, altcineva pe Facebook. Vorbind despre podul de la Girov, vreau să vă spun că nu se respectă nici măcar regulile de tonaj la trecerea peste pod. Au mutat vama pentru camioană de la Roman pe E85 la Piatra Neamț, așa că un camion care merge la vamă, merge la Piatra Neamț și apoi se întoarce la Roman și pleacă mai departe. Deci chiar au făcut ceva. Lucian, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin. Tu zici că mai ai o speranță că nu o să-și asume oricine responsabilitatea pentru lucrări dezastruoase făcute. Păi să ne uităm la podul la care a picat.
Da. Ai impresia, sau avem impresia, dacă avem impresia că doar podul a fost construit așa de amboulea cu picioare din polistiren și așa, ne înșelăm amarnic. Deci cred că 50% din construcțiile de după 90, cel puțin din București, sunt făcute fără niciun fel de respectare a oricărei norme. Pe ce te bazezi așa când ai un procent așa grozav? Nu știu, așa e impresia mea, pentru că a fost tot un furt. Cel puțin până în anii 2000, s-a furat ca în codru. Deci nu se dădeau facturi, nu se făcea recepție, nu se făcea nimic. Imaginează-ți ce a fost acolo. Asta ca să punctez care cred că este dezastrul cel mai probabil în următorii ani în România. Doamne, ferește de un cutremur. Că oricum autoritățile, și dacă ar vrea să facă ceva, nu prea mai au ce să mai facă să repare chestia asta, poate doar să ia măsuri ulterioare dezastrelor. Dar tu cu familia ta ai făcut ceva? Te pregătești de ceva? Știi ce să faci? Da, în principiu avem o procedură pe care o urmăm. Serios? Odată cu familia și cu prietenii. Da? Ne avem un punct de întâlnire, știm care e cel mai apropiat adăpost atomic, antiatomic. Nu cred. Cum? Plus asta de supraviețuire. De unde prea... știi? Păi de... sunt în apropiere de Palatul Parlamentului și știu că acolo este cel mai apropiat. Fii atent, m-am uitat astăzi. Mie mi-a fost simplu. Pregătind emisiunea asta, există două tipuri de adăposturi, dacă tot vorbim de asta. Sunt buncărele antiatomice și adăposturile de protecție civilă, da? Deosebirea dintre ele este că un buncăr antiatomic are dotări ceva mai complexe, da? Și un adăpost de protecție civilă poate fi considerat adăpost antiatomic dacă îndeplinește condiții de etanșeitate și are anumite dotări. Un sistem de filtru, ventilație, filtrare de aer. Numai că, îți adaug tot eu, există în Libertatea un reportaj care te va îngrozi și care îți arată cum sunt adăposturile astea în realitate. Deci sunt niște nenorociri, niște boxe goale, niște chestiuni de genul ăsta. O mizerie și o lăsare în paragină, să știi că ăsta e. Așa arată în realitate. Da, știam dinainte de reportajul din Libertatea. Știam că s-a dat la un moment dat dispoziție, să zicem, deci eu cred că a fost un ordin să se mai curețe și s-au îngrozit cei care au intrat în adăposturile astea antiatomice de ce era acolo. Știu, dar decât nimic. Da. În caz că îl apucă pe descreierat vreo criză de nervi, ce facem? Știi de ce? Îți mulțumesc tare mult, Lucian, îți doresc spor la treabă. Știți de ce facem emisiunea asta azi? Între tonele și milioanele de subiecte, erau foarte multe subiecte astăzi din care putem să alegem. M-am uitat îngrozit la oamenii de la Roșia Montană. Apropo, dacă sunteți de la Roșia Montană, mare rugăminte, sunați acum și povestiți-ne cum e acolo. Da, 0372069599. Cine e de acolo să ne sune, da? M-am uitat îngrozit acolo și am văzut că oamenii nici măcar nu voiau să plece. Și mi-am dat seama ce problemă imensă e pentru viața lor să facă lucrul acesta și în câtă de lăsare este lăsată țara asta pe mari porțiuni din ea. Și mi-am adus aminte de bătaia de la salarii, da? Mai țineți minte ce a fost în Parlamentul României când să se mărească salariile primarilor, demnitarilor și altora ca ei? Oh, ce bătălie politică s-a dus! Ce înjurături, ce nenorociri, ce reacție publică! Dar când vine vorba de a ne proteja viețile noastre și ale copiilor noștri, aici nu avem nici bătălie politică, nici dezbatere publică. Mai avem din când în când câte un ziarist, așa, îți duce și filmează, câte un cetățean care se mai pregătește de dezastru și cam asta e. Și pe aia vine ziua aia în care, păi, o să ne... nimeni nu s-a pregătit, dar chiar nu s-a pregătit nimeni. Emil, salutare, ești la România în direct, te ascult. De unde ne suni? Bună ziua, domnul Stribla. Bună ziua. Alo. Bună ziua, te ascult. Da. Acum mă aud. Da. Ce pot să vă spun? Aveți perfectă dreptate în legătură cu politicienii. Deci, n-aș vrea să intru, că nu e subiectul emisiunii, în niște aprecieri la adresa lor. Lasă că le fac eu, da. Zi-mi tu unde vezi pericolul. Dar să știți că de acolo este pericolul cel mai mare, pentru că nu se investește.
și nici nu se urmărește. Deci dirigintele de șantier semnează ca primarul. Deci, nu cred. Întâmplător, ați mai avut pe cineva, un arhitect. Deci sunt și eu proiectant și cu greu, cu foarte mare greu, s-a făcut o asfaltare. Bineînțeles, nu s-a tasat, fără borduri. Și acum sunt fisuri. Deci s-a semnat, probabil, comisionul și... Deci, am să ne referim la clădirile vechi. Clădirile vechi, în orașul în care locuiesc, sunt clădiri făcute acum 100 de ani, aproximativ. Ce să spun? La Viena am intrat într-un subsol, sub o aceeași clădire, mă rog, aproximativ, și există parcări subterane, deci sub clădirea de 100 de ani au construit probabil și adăposturi dotate, că ați făcut bine diferența între dotări, uși care se închide, etanș, deci nici nu vine să mă gândesc la varianta posibilă și nici nu sper să nu se întâmple nimic rău. Clădirile din orașul... Nu, am pregătit și... Nici nu cred că o să mă pregătesc, că n-are niciun sens. Dacă ne ferește Dumnezeu de așa ceva, ar fi bine. Altfel... Noi aici, în România, suntem în brațele lui Dumnezeu, a norocului și a ghinionului. Deci cam astea sunt relative, că cine Dumnezeu să ne pregătească? Ăsta nu e un subiect de mare interes. Aici, domnule, cum a fost și norocul omului? De unde spuneai că ne suni? Din Arad. Din Arad. A, acolo tot centrul ăla e vechi, are 100 de ani, da? Da. Mai știu și eu niște clădiri acolo. Domnule, acolo aveți curaj? Adică totul e în regulă? Stați în clădirile alea, le mai verifică cineva? Să mă uită cineva la ea? Peste tot. Deci, întâmplător, într-o localitate rurală, nu vreau să dau numele localității, că e un singur stat aparținător unei comune. Deci singurul stat care aparține comune respective. Dacă vă spun că nu există apă potabilă, mă credeți? E, dar cum să nu vă cred pe ce la mine în localitate și eu stau aici? Dacă vă spun că ne încălzim cu lemne și merg drujbele de toată vara ca să aibă oamenii lemn de foc. Vă cred. Cum să nu vă cred? Păi de asta e... Și alte... Deci s-a asfaltat, că despre asta e tema. Nu vreau să... Da. Bine. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Spune domnul Daniel Lepădatu pe Facebook. Aici de pe Facebook pot să le dau numele, că e public, nu? Când ți-ai asumat să scrii pe Facebook, e spațiu public. Nu mai dați vina pe stat. Statul suntem noi. Cine împiedică administratorii de bloc să pună la punct acele adăposturi? Nimeni. Așa suntem noi românii. Așteptăm să ne facă alții. În schimb, la furat ne duce capul mai abitir ca orice nație din lumea asta. Și da și nu, adică da, o mână de var putem să dăm și noi în boxele blocurilor unde locuim, e adevărat. Dar nu știu dacă asta echivalează cu pregătirea unui adăpost, nu? Stelian, înțeleg că lucrează în protecția civilă, așa îmi spun colegii. Salutare, Stelian! Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră și tuturor ascultătorilor, da, sunt cu mică experiență de 20 ceva de ani în fost apărare civilă, actuală protecție civilă, mă rog, unită cu pompierii sau cu Tuniso. Ideea este că dacă pornim pe temă, trebuie să definim două domenii, în dezastre și anume catastrofele provocate de om. Și aici, la subiectul meu, asta răspunsul este atacul nuclear, că la ora actuală altceva nu ne amenință. Cernavul e cam departe. Chiar zice cineva aici pe Facebook, acum mă uitam pe mesaj simultan, zice, domnule, ia gândiți-vă la centrala de la Cernavod. Aveți încredere că totul e în regulă acolo? Bine, mai e și aia de la Peci. Că mai sunt și de peste graniță și mai e cea de la Bulgari, lângă noi. Uh-huh. Aia nu le bagă nimeni seama. Radiație nu o graniță. Și accidentul nuclear, cum a fost cel de la Cernobâlc, n-a ținut cont de graniță. Și dacă, Doamne ferește, vă întreb, se întâmplă ceva cu experiența dumneavoastră, avem cum ne adăpostii aici? Da, pentru așa ceva putem să atenuăm efectele, sunt măsuri atât tehnice de adăpostire, de a nu ieși afară, de a nu te expune căderilor de precipitații, radiații, dar mai ales ceea ce a condus în
pe Cernobâl, în 86, la boli grave, a fost acel negativist care văd că se manifestă și acum. Las, domne, că nu se întâmplă nimic, ca și la Roșia Montană. Lipsa de prevedere. S-au dat măsuri. Nu consumați apă, nu consumați alimente, lapte, legume. Nu sunt ca și cu virusul și să le spălați. Radiațiile intră și în toate alimentele. Consumați grâu, în coțit. Asta am înțeles. Asta e ce putem face noi. Mulți au respectat și au scăpat. Cei care nu au respectat, în 6 luni au făcut, dezvoltat forme din acestea galopante de cancer și am pierdut trei colegi pe direcția asta. Ca să zic, așa, mulțumesc, mulțumesc că ne-ai învățat ceva. Deci asta e un lucru chiar important. Acel, mă scuzați, acel ghid ISU de comportare a cetățeanului în stații de urgență are la sfârșit de tot rucsacul de situații de urgență. Și acolo găsiți în mod particular ce ar trebui să facă o familie, chiar și cu copii, în momentul în care apare un dezastru. Că e calamitate cu tremur sau că este catastrofa atac nuclear specific la tema de astăzi, și acolo spune frumos ce trebuie să aibă un bagajel, un rucsac, cu niște apă, cu desmet, cu acte, cu bănuți, cu radio, cu lanternă, cu păturele, cu alimente pentru copii, că nu înțeleg ce poate să fie mai clar decât exemplu acest nenorocit din Ucraina. Poate nu realizează lumea ce înseamnă să stai azi în bloc și mâine să fii nevoit să iei la pas spre graniță. Și măcar mașină numai, că ți-au făcut o zob. Chiar în momentul ăsta am pus și eu pe Facebook, pe pagina emisiunii, un ghid pe care l-am citit înainte de intrarea în emisie. E ghidul de care pomeniți dumneavoastră, doar că este pus de cei de la ISU Gorj. Și l-am pus și eu acum pe Facebook. Același în comentarii. E excelent. Da. L-am pus în comentarii să-l vadă toată lumea, că e împărțit pe căprării. Acum să te pregătești într-un fel. O măcar 16 teme. Da, măcar tu ca populație, măcar noi ca oameni. Dar acum, noi ca autoritate sau ca adăposturi suntem pregătiți cât de cât, că aveți experiență? Din punct de vedere atacului nuclear, am să permit să fiu pesimist. Tema pe care au abordat-o și americani a fost că nu există protecție ideală în cazul unui atac nuclear. Deci ceva de adăpost antiatomic se cheamă mantele Marshall, undeva 2 km în adâncime. Dar, atenție, speranțele, nu-i zice românul, speranță mare ultima, adăposturile din subsolurile blocurilor pot atenua foarte mult expunerea radiației și îți mai dă șansă. Și corelații cu această distribuție de pastile diod pentru tinere le oferă o șansă în plus de supraviețuire. Mulțumesc tare mult pentru învățăturile tale de astăzi. Să știți că apreciez orice specialist care ne sună și ne spune în direct ce avem de făcut cu explicații omenești. Și apropo de pastilele de iod, vă las aici întrebare, oameni buni. V-ați luat pastilele de iod pentru copii sau ăștia care sunteți mai tineri? Adică ați fost la farmacie să faceți chestiunea asta? Știu, are dreptate ascultătorul nostru de mai devreme când spune, băi, dar suntem obișnuiți să dăm vina pe stat și așa mai departe. Ăsta este un gest minim pe care putem face în momentul acesta. Vă rog să vă gândiți la asta. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Cornel din Suceava spune așa pe WhatsApp: respect emisiunile dumneavoastră, dar dacă mai abordați subiecte de genul, riscați să ne băgați în depresie ca nație. Părerea mea că suntem praf la toate capitolele, mai puțin la corupție și nepotism, în rest numai bunul Dumnezeu ne poate ajuta. Păi eu vreau să schimb asta, Cornele. Da? Când mă uit că Georgică Simion, cu carnetul suspendat, să bate el în Parlament, să nu ia ăia salarii, frate, aveți o grămadă de probleme în România, dincolo de salarii. Pe cuvântul meu, că activitatea statului român în ultimii ani s-a redus la a împărți câte ceva. La bugetari, la pensionari, dă-i și lua, dă-i și lua. Păi, sunteți administratori de bani, dar pe cuvântul meu că de foarte multe ori nu vă folosiți tot creierul. Pentru că în astfel de situații trebuie să începi să povestești și să vorbești cu oamenii.
așa cum trebuie să le explici și celor de la Roșia Montană ce se întâmplă și altora care stau pe lângă baraje, trebuie să înveți să-i protejezi. Sunt atât de multe teme într-o țară de rezolvat, încât asta numai cu salariile nu mai ține, nu mai merge în epoca de astăzi. Da, veniți și le spuneți oamenilor și povestiților, dacă nebunul ăla de la Kremlin dă cu vreo bombă, ce trebuie să facă? Sau stai o temă tabu, sau să lăsa doar parafila să zică, luați-vă pastilele. Gina, salutare, de unde ne suni? Din Tulcea. Bună ziua, dumneavoastră și tuturor care vă ascultă. V-am sunat să vă spun că problema noastră nu poate fi rezolvată într-o discuție. Dar aș vrea să fac un fel de anunț către toți părinții din țara asta. Am o vârstă destul de înaintată și nu mai pot face prea mare lucru, deși am văzut foarte multe. Stăm foarte prost la toate capitolele de protecție, de ce vreți dumneavoastră, de funcționare a societății. Primul rând. În al doilea rând, stăm prost la capitolul bani. Nu avem bani. Cu ce să mai reparăm sau să cătim? Cine nu avem bani? Țara asta n-are bani? Țara. Asta, care să-i folosim, să facem ceva, noi. Nu noi. Este adevărat. Țara asta are resurse, țara asta trebuie să încaseze de la Uniunea Europeană vreo 30 de miliarde de euro. Toată treaba care e... Care se vor duce unde, domnul Friglea? Aici e problema, unde doamnă. Aici e problema. Deocam... Ei spun infrastructură. Care infrastructură? Așteptăm un pod la Brăila de ani de zile. Au zis că în decembrie e gata și ne trezim că va fi abia în 2025. Ce trist! Să stai la BAC, să aștepți ore în șir, să vină un BAC să te ia, să te umilească un muncitor de acolo, te bagă pe BAC-ul ăla ca pe sarma și ți se strică mașina, că na, pe BAC-ul nu este asigurat, nu are condiții să poți să treci, garda e jos la mașină și multe. Gina, și nu avem... Gina, hai, te întreb, în caz de stai, ceva... Stai să-mi termin ideea, vă rog frumos. De ce am sunat? Este trist că în țara asta nu mai avem specialiști. Apelul pe care îl fac către părinți este, domnule, ajutați-vă copiii să o ia spre științele exacte, spre construcții, spre ingineri, spre inginerie în special, că ne lipsesc oamenii calificați. E adevărat, dar dacă te uiți la licee, aproape toate au profil uman. Real nu mai e aproape nimic și atunci nu avem posibilitatea de a forma viitoarele cadre. Cine va ajuta țara asta să construiască, să repare ceva? Vă dau perfectă dreptate. Vă dau perfectă dreptate. Aveți dreptate. Toate problemele noastre. Țara asta, mulțumesc tare mult, are nevoie mare de ingineri, dar atâția cât mai sunt, trebuie să-i prețuim și să-i și ascultăm, să învățăm. Când voi puneți toată pilăraia pe funcții și pe aia începe marea bătălie, că mor copiilor de foame, zicea domnul Zetea pe la tribuna Parlamentului. Păi, prietene, s-ar putea ca până atunci să moară niște oameni cărora le pică apa în cap acolo la Roșia Montană. Doamne ferește să se întâmple ceva. Și salut încă o dată această inițiativă de a verifica barajele din România. Că nu sunt singurile. Poate trebuie să faceți și cu podurile, poate trebuie să vă gândiți să mai și preveniți. Iată că cineva ne scrie acum și zice așa: mai știți podul de la intrare din Sinaia pe care l-au reparat toată săptămâna trecută? Să știți că l-au făcut deja cu gaură. Da. Din păcate, sunt mulți proiectanți care proiectează cu încălcarea normativelor. Sunt diriginte de șantier. Am avut ocazia să văd foarte multe proiecte. Eu în ultimii ani am făcut foarte multe dirigenții. Se încalcă normele seismice la 60-70% din proiecte. Eu la începutul lucrărilor studiez planurile și le sesizez proiectanților. Unii corectează, alții spun că observațiile sunt pertinente, dar rămâne așa proiectul, nu vor să corecteze. Am colegi diriginți care spun: ce le bași tu? Ce te bași tu în partea de proiectare? Eu nu pot să accept abateri la proiecte. Avem destule probleme cu una de lucru foarte slabă. Să știți că și la hale, și la blocuri, două subsoluri și 10 etaje se proiectează cu greșeli. Constructorii serioși, puțini, aduc la cunoștință investitorilor. Sunt un sprijin pentru noi diriginții, dar sunt foarte mulți care își lasă muncitorii necoordonați. Nu se dă importanță. Uite, mesaj din România Reală. Păi, asta e. Pentru asta trebuie să vă bateți, domnii Zetea, domnii Simion. Cine mai sunteți? Și cine mai e rămas la PNL? Plecăciune la șeful, apropo, la Iohannis, că am văzut fotografiile cu doamna Deca. Păi așa să mergeți cu toți în fața lui Iohannis când treceți pe la el.
Da? Toți șefii ăștia care sunteți responsabili. Capul jos, prieten, capul jos. Claudiu, ne sunt din Germania. Salutare! Salutare! Mă doare sufletul că trebuie să vorbesc despre țara mea. Nu mai locuiesc de 9 ani în România și mi-am construit o casă aici împreună cu familia mea. Vreau să vă spun că a fost printre primele lucruri care le-am aflat când am venit în Germania, unde este un adăpost atomic. Și vreau să vă spun că mare majoritatea tunelurilor care sunt aici sunt prevăzute cu uși, cu uși antiatomice pentru o tragedie de genul ăsta. Și cum să vă spun, nu mă mai mir de ce se întâmplă în România, de absolut nimic. Când acolo, când aici, lângă mine, am o stradă care se construiește de un an de zile, credeți-mă, să muncește zi de zi. Și eu nu pot să-i cred, merg la ei și întreb, eu livrez pentru așa ceva. Sunt în construcții. Așa. Și nu pot să cred de ce durează atât de mult să construiască o stradă. Și? Știați că după ce o stradă este gata, trebuie să fie 6 luni de zile, cel puțin, închisă și lăsată să vadă dacă terenul se mișcă sau are alunecări, eventuale probleme care lor le-au scăpat la prima vedere. Nu mă mai mir atunci că la noi se întâmplă ce se întâmplă, vă spun sincer. Și mă doare sufletul pentru că pur și simplu oamenii valoroși sunt împiși să plece din țară datorită hoției care îi. Vă spun sincer. Deci am hoții și nepăsării. Și am impresia că, așa cum scrie mesajul de mai devreme al acelui domn diriginte de șantier, am impresia că se pune cap la cap hoția asta, adică e acolo o legătură între politicieni și foarte mulți dintre noi. Că așa mi se pare, că unii merg la furat împreună cu politicienii. Și asta ne pune pe toți în pericol. Mă scuzați că vă întrerup. Vreau să vă spun că șantierele de aici, de unde sunt eu, sunt în zona Bulm, Baden-Württemberg. 50%, poate chiar mai mult, sunt pline de români, domnul Cătălin. Pline de români care lucrează și fac o treabă extraordinară. Vă rog să mă credeți, nu vă exagerez cu absolut nimic. Da, cu îți mulțumesc, nimic. Te cred. Specialiștii noștri sunt acolo și dintr-o greșeală la care statul român n-a fost atent. După deschiderea PNRR-urilor pe toată Europa, Germania au știut să dea repede salarii mari, ceea ce noi nu putem. Dar eu astăzi vă atrag atenția la responsabilitate. Când mai duceți bătălii politice, poate începeți de aici, de la responsabilitate. Cum e astăzi, da? Când niște oameni o să verifice barajele din România. Asta se cheamă responsabilitate. Nu știu dacă putem să le reparăm pe toate, dar măcar ne pregătim câte un pic pentru ce ar putea să vină. Căci în materie de dezastre, scuzați-mă, nu e vorba de dacă se vor întâmpla, ci când se vor întâmpla. Iar puterea unei nații este dată și de răspunsul la aceste lucruri. Nu putem numai toată ziua să fim cu ochii după bani, sunt importanți, dar prețuirea o găsim și în viață și în apărarea tuturor celor care ne înconjoară. Vă mulțumesc pentru emisiunea de astăzi. A fost interesant acest experiment. Găsiți liste întregi de obiective nenorocite pe Facebook, uitați-vă acolo. Noi o să revenim la discuțiile obișnuite de mâine. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.